Salut, dragi prieteni! Bine ați revenit pe canalul Grădina pentru Toți. În acest foarte scurt video vom învăța cum să copilim vinetele. Hai să începem! Aceasta este planta de vinete. Aceasta este vânăta pe care vreau să vă arăt pentru exemplul de copilire. Vedeți de jos, pornește un copil foarte dezvoltat, dar eu vreau ca să îl tai, fiindcă nu vreau să am copili și planta să fie supraaglomerată, așa că vin de jos cu o forfecă și tai acest copil. Apoi vin și mă uit. Uitați, mai este unul aici. Îl rup și pe acesta. Mai este unul aici. Îl rup și pe acesta. Exact ca la roșii. În principiu, hai că vin cu forfecă. În principiu, trebuie să eliminăm copilii care cresc între frunză și tulpina centrală, exact ca la roșii. Vedeți, uitați aici, unul mic a crescut exact între frunză și tulpina centrală. Asta e mic, asta îl putem rupe foarte ușor cu mâna. Venim și defoliem și frunzele de la bază, fiindcă acestea sunt predispuse la boală, fiind foarte aproape de sol, și avem deja planta noastră care ar arăta așa. S-a sărut și frunza asta. Vedeți? Este pe două brațe și așa și vreau să fie planta. Ăsta e scopul, de-aia am și copilit-o. Vreau să am producția pe două brațe. Uitați aici. Între tulpină și frunză am un alt copil, îl vedeți pe ăsta? Și pe ăsta îl înlătur. Mai am unul micuț aici. La fel, între tulpină, asta e tulpina, și frunză, asta e frunza, e acest copil, îl înlătur și pe acesta. Și în principiu încerc să las pe două brațe producția de vinete. Aici am un braț și vreau să meargă pe această ramură producția, așa că vin și acest copil i-al rup. Pe celălalt braț, iar am aici un mic copil, îl iau în alături. Deja celălalt braț s-a bifurcat în două. Și copilul secundar, asta e copilul, ăsta ar fi copilul principal. Sau asta ar fi continuarea plantei pe acest braț, tulpina, continuare din tulpina principală. Și asta ar fi tulpina secundară, sau continuarea din tulpina secundară, copil. Dar vedeți că acest copil deja este plin de flori, uitați aici, aici. Și în cazul acesta, nu mai copilesc copilul acesta, deși ar trebui să las doar pe două brațe, pe acesta și pe acesta. Pe acesta nu-l mai copilesc, fiindcă este prea dezvoltat și este plin de flori. În schimb, mă uit mai sus, vedeți aici, alt copil. Îl iau și îl rup. Aici la fel, alt copil. Îl iau și îl rup. Și copilesc așa. Uitați aici. L-am luat și l-am rupt. Și aici. Exact ca la roșii, dacă vedeți. Exact ca la roșii. Și așa, uite așa ce am făcut, am eliberat planta de la bază. Aici am deja o vânătă în formare. Am lăsat două brațe. Un braț merge pe singură tulpină. Celălalt braț o să meargă pe două. Nu e nicio problemă, deci o să am trei pe planta de vinete. Și o să am producție mare. Uitați, alt copil aici. Și vinete mari, nu vinete micuțe. Dacă aș fi lăsat toți copilii, vinetele ar fi fost foarte micuțe, fiindcă s-ar fi consumat toată energia în acele vinete. Alt copil aici. Și practic, planta acum este
eliberată, vedeți, circulă aerul în interiorul plantei, nu mai este susceptibilă la boli fungice și florile care vor rămâne vor genera vinete mari, nu vinete micuțe și anemice. Ați văzut, scopul copilirii este de a avea o plantă mai sănătoasă, în care să circule aerul și să nu fie planta predispusă la boli fungice și de a avea un rod mai bogat, un rod mai sănătos. Îți mulțumesc că ai vizionat acest videoclip. Te rog, scrie-mi în secțiunea de comentarii dacă și tu ai mai copilit vinetele până acum și cum le copilești. Dă-i un like, abonează-te și împărtășește și cu un prieten. Te rog foarte mult. Ne vedem data viitoare. Ciao!